Două localități din județul Timiș își vor extinde rețeaua de canalizare. Patru străzi din Ghiroda și Giarmațavii vor beneficia în scurt timp de canale tehnice stradale. Sunt vizate arterele Sânzienelor, Cătinei Macilor și Zmeuriș. De asemenea, investiția acestui obiectiv de infrastructură locală este evaluată la 1,56 milioane de lei. Totodată, durata de executare a lucrărilor este de aproximativ 6 luni.